Salutări și bine ați venit! Știu că acesta este un canal despre camioane, dar m-am gândit că nu ar strica să schimb puțin conținutul acestuia, deoarece sunt convins că printre voi sunt și pasionați de tractoare și că probabil, ca și în cazul meu, acesta a fost primul vehicul pe care l-ați condus atunci când erați copii. Așa că am pentru voi istoria primului tractor românesc și cum a luat naștere acesta. După al doilea război mondial, România intra sub tutela Rusiei. La acel moment, aceștia își doreau să impună o diviziune internațională a muncii în lagărul comunist. Iar România trebuia să devină țară agricolă. Așa că după 1945, multe fabrici românești a trebuit să schimbe domeniul de activitate. Printre acestea se număra și întreprinderea de construcții aeronautice, cunoscută și sub numele de IAR Brașov. Întreprindere ce fusese înființată în 1925 prin decretul regelui Ferdinand, ce avea ca activitate principală construcția de avioane. Așa că după venirea în 1946 autorităților ruse la Brașov, aceștia au confiscat o mare parte din utilaje în contul despăgubirilor de război. Nevoit să se supună cerințelor noii puteri, producția este orientată spre fabricarea de tractoare. Așa că sub îndrumarea inginerului Radu Emil Mărdărescu, la 26 decembrie 1946, este prezentat primul tractor fabricat în România. Și nu este U650 la care probabil vă așteptați, ci IAR-22. Acesta era un tractor universal și putea fi întrebuințat în toate lucrările agricole. IAR-22 a fost construit după o licență a modelului Hanomag R40, fiind adus în 1945 un tractor de către Ministerul Agriculturii pentru inspirație. Hanomag fiind la vremea aceea un constructor de automobile, locomotive și vehicule militare din Hanovra, înființat încă din 1835. Acesta avea o greutate de 3,4 tone și era echipat cu motor diesel în 4 timpi, având capacitatea cilindrică de 5195 cm3 cu anticameră, ce funcționa pe două principii. Pornirea se efectua dând la manivelă, gându-se pe benzină, iar apoi era comutat pe motorină. Motorul dezvolta o putere de 38 de cai și era echipat cu o cutie în 3 trepte, care dezvolta 1225 kg forță și prindea 6,5 km pe oră. Roțile acestuia erau metalice, iar sunetul când rula era aparte, pe spate având chiar ghim de oțel pentru a oferi mai bună aderență. Primul client a fost chiar noul guvern proaspăt format, după alegerile din noiembrie 1946 și condus de dr. Petru Groza, comandând încă de la început un număr de 5.000 de bucăți. În ciuda lipsurilor tehnologice și a condițiilor de muncă, în puțin peste 2 ani, aceștia reușise să livreze tractorul cu numărul 1000. Și cu acestea fiind spuse, am ajuns la final. Dacă v-a plăcut și vreți să mai vedeți asemenea clipuri, spuneți-vă părerea în rubrica de comentarii. La revedere!